Mulțumim Domnului și pentru această seară, pentru ziua ce s-a încheiat. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem se datorează Lui. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă binecuvintez și pe dumneavoastră în numele Domnului. Să vă fie ascultate rugăciunile ce le-ați înălțat, să vă fie primite laudele și fie ca părtășia din cuvânt care urmează să fie o binecuvântare pentru noi toți și prezența Duhului Său să fie peste noi. Amin. Așadar, în această seară, învață să aștepți. Aș vrea să intru direct în subiect. În primul rând, învață să aștepți până să vorbești. Iacob spunea în epistola sa, 1:19, orice om să fie încet la vorbire. Asta nu înseamnă să vorbească rar. Chiar dacă uneori se înțelege mai bine, dar este clar că aici se referă la a nu ne grăbi să deschidem gura. Și pentru a putea aștepta, ne învață înțeleptul în cartea Proverbele, în capitolul 21, versetul 28. Omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Scriptura ne îndeamnă să nu ne grăbim să vorbim la biserică, dar să nu ne grăbim, zice înțeleptul în cartea Proverbele și în Eclesiastul, că după aceea s-ar putea să ne pară rău că am vorbit, să ne ia alții vorbele într-un alt înțeles și să greșim. Vă dau un exemplu în privința aceasta, Elihu. Cartea Iov, capitolul 32, versetul 11. Am așteptat sfârșitul cuvântelor voastre. Versetul 16. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. De altfel, un dialog asta presupune să vorbim pe rând, să așteptăm unul după celălalt și de regulă oamenii când se ceartă, când fac greșeli în vorbire și este un teren foarte propice greșelilor, păcătuirii, asta pentru că nu așteptăm. Așadar să așteptăm. Până ar fi momentul potrivit să vorbim. Că, așa cum spune un proverb, că o vorbă dusă nu mai întorci cu nu știu câte perechi de boi. A zburat. În al doilea rând, să așteptăm până vom primi răspuns la rugăciune. Uneori rugăciunile primesc un răspuns în câteva secunde, ca și în cazul lui Petru. Doamne, scapă-mă! Este o jumătate de oră, era prea târziu să primească răspuns. Sunt alte situații în care răspunsul întârzie. Asta uneori este cu atât mai grabnic când așteptăm câte un cuvânt de la Domnul și am vrea poate în sinceritate sau unii poate pentru că așa sunt învățați. Și scrie în Ieremia 42 că s-au dus la proroc și l-au rugat să ceară un mesaj, un cuvânt de la Domnul. Și scrie în versetul 7, după 10 zile cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Iată că nu i-a vorbit Domnul atunci, nici măcar a doua zi, a treia zi. De aceea este bine să așteptăm, după cum ne învață psalmistul în capitolul 5, versetul 3, din această carte de rugăciuni, binecuvântată psaltire. Doamne,
auzim glasul dimineața. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. S-ar putea răspunsul să vină în aceeași zi și mai târziu sau după mai multe zile. S-ar putea să așteptăm nu doar un răspuns de la Domnul, s-ar putea să așteptăm o izbăvire și nu chiar ușor să aștepți. De aceea vă recomand să așteptăm rugându-ne, nu pasiv. Profetul Isaia scria în capitolul 26, versetul 8, de aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale sufletul nostru suspină după numele Tău și după pomenirea Ta. Și fie ca suspinurile noastre să se manifeste în rugăciunile noastre. Cum scrie și că și Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Situație critică avem descrisă în Plângerea Ieremia, capitolul 3, un cuvânt cunoscut de toți necăjiții. Spunea profetul, versetul 25, Domnul este bun cu cine dăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Și de regulă căutarea lui Dumnezeu presupune și rugăciune. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dar tăcerea de aici nu înseamnă să tași și să nu te rogi, ci să nu comentezi, să nu cârtești, să nu pierzi răbdarea. Întâmplarea care vă spun, o țin bine minte că a spus-o un frate la nunta mea și a scumpe mele soții. Undeva, pare mi se, în America, o femeie alcoolică a fost tratată și pentru că pierduse tot, cum se întâmplă cu cei ce au acest viciu, locuia într-o anexă a bisericii și se aștepta, se rogau frații pentru ea să primească o locuință și un serviciu. Și pentru că se lungea această așteptare, într-o zi și-a pierdut răbdarea și a băut sau chiar s-a drogat din nou. Și pare mi se în ziua aceea sau a doua zi, păstorul a primit telefoane cu ambele rezolvări, și serviciu și locuința, a alergat la biserică să-i ducă vestea bună, dar ea era din nou beată. Și în urma noii căderi nu s-a mai refăcut pe deplin, s-a pocăit în schimb și spunea tuturora, o zi n-am așteptat. Așteptați răspunsul Domnului. Uneori vrem o lumină din cuvânt și așteptăm. Aici, cu atât mai mult, în ceea ce vă spun, în cazul lui Moise, el nu propunea de la el. El se ducea pe munte și îl întreba pe Domnul. Și uneori și noi, ca predicatori, ar putea să nu avem un răspuns și nu-i bine nici să ne pripim, nici să dăm un răspuns improvizat. Să așteptăm până ne va da Domnul o lumină. De aceea, dragii mei, când este vorba de orice cauză în care avem nevoie să intervină Domnul, ca urmare a întrebărilor noastre, a nevoilor pe care le avem, trebuie să așteptăm. Dar să așteptăm cu încredere, cum ne învață Scriptura în Psalmul 130, versetul 5. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. În mod deosebit, ceea ce Domnul a promis, se va împlini cu siguranță. Și tot la ideea asta adaug în cuvânt din Iov 35:14. Știți cum se ruga Iov, cum aștepta să-i dea Dumnezeu lămurire, de ce s-a întâmplat? De ce în viziunea lui există atâtea nedreptăți pe pământ? Unii care trebuie pedepsiți, nu sunt pedepsiți, alții care se silesc să fie neprihăniți, suportă stările pe care ceilalți ar trebui să le suporte. Și cuvântul dat prin Elihu este binevenit și pentru noi. Iov 35:14. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. De îndată ce ne-am rugat, pricina noastră este înaintea Domnului.
Așteaptă-l. În al treilea rând, până când să așteptăm, sau cum să învățăm să așteptăm, până vine vremea potrivită pentru orice lucrare. Vreme rânduită de Dumnezeu. Unii e vorba doar de ore, alte ori de zile, săptămâni, luni, ani. Știți, uneori când este câte un mesaj profetic cu o vreme, sau cu 3-4 vreme. Când dorim noi, vrem să fie 3 zile. Nu-i 3 zile, ne gândim, gata, 3 săptămâni. Și când vedem că nu-i nici 3 săptămâni, unde ne ducem? La 3 luni. Și s-ar putea fie 3 ani. Mai există și ceva între 3 ani în timpuri. Pentru că noi suntem doritori, grabnici, să se rezolve ceva. Să ne amintim de cazul în care Samuel îi spune lui Saul, citesc din 1 Samuel, din capitolul 10, versetul 8, să mă aștepți 7 zile până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Și scrie aici în capitolul 13, tot versetul 8, aștepta 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu vedea. Și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a aduce arderea de tot și jertfele de mulțumire. Pe când sfârșea de adus arderea de tot? Cât să fi durat? O oră, două, trei, patru, nu știu. A venit Samuel. Ce cuvânt greu i-a spus. Ți-a început sfârșitul, zic eu cu cuvintele mele. Spune el aici. Ai lucrat ca un nebun. N-a așteptat. Vă citesc ceva ce ține de ziua de mâine, de viitor. Nu știu cum se interpretează. Dar este interesant cuvântul scris în Daniel, capitolul 12, versetul 12. Ferici de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Pentru că zilele anterior amintite erau 1290. Și încă o lună și jumătate. Ferici de cine așteaptă. Pentru că spune Solomon în cartea Eclesiastă că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Dar uneori, cum spuneam deja, trebuie să așteptăm cu ani. Și scrie despre Avram, știți cât a așteptat? La 75 de ani s-a dus în Canaan și a venit Isaac pe când avea 100. Dar scrie în Evrei 6 cu 15 și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Îmi vine minte cazul unei fete căreia Dumnezeu i-a promis că îi va rândui un soț deosebit. Și a așteptat până spre 35 de ani. Și așa s-a întâmplat. În această perioadă, uneori Dumnezeu ne încearcă, sau poate mai trebuie să fim școlarizați, cum scrie despre Iosif în Psalmul 105, vă citesc de la versetul 17, le-a trimis înainte un om, Iosif a fost vândut ca rob, i-au pus picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, până când a încercat cuvântul Domnului. Deci, timpul n-a fost o pierdere, pentru că trebuia între timp să-și termine școala, apoi să intre pe post. Așadar, să nu ne grăbim, ci să așteptăm împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Cum scrie în Psalmul Rădător 106 despre evrei, și au fost de multe ori nerăbdători în drumul pustiei și în alte situații, 106 cu 12, atunci i-au crezut cuvintele lui și au cântat laudele lui. Știți, când au trecut Marea Roșie. Dar au uitat curând lucrărilor lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Și s-ar putea să pierdem, nici să nu se mai împlinească pentru noi dacă nu așteptăm. I-a apucat pofta în pustie, a ispitit pe Dumnezeu în pustietate. Și Dumnezeu, cum știți, s-a mâniat pe ei. Toate lucrurile își au așadar vremea lor. Și în al patrulea și ultimul rând, unde de altfel o să stau mai mult să explic, recapitulându-vă mai întâi ce am spus până aici, sunt și alte domenii în care să așteptăm, am vrut doar câteva idei să vă aduc în față.
Deci să așteptăm înainte de a vorbi, să nu ne grăbim să ne deschidem gura. Doi, să așteptăm până vine răspunsul la rugăciune, dar să nu așteptăm pasiv, ci stăruim de rugăciune. Cum zice în Isaia, hai că mi-este dat să vă adaug versetul acesta, capitolul 62, și orice cauză aveți, să așteptați în felul acesta. De dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Și tot în ideea asta, scrie aici de la versetul 6, pe zidul Ierusalimului am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care nu-ți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Așa trebuie aștepta răspunsul la rugăciune. Și al treilea îmi spuneam că toate lucrurile și-au vremea lor. Degeaba s-ar uita copiii să mănânce cireșe în luna aprilie, că de-abia au căzut florile. Trebuie să aștepte, că doar n-așteaptă până după mere prin luna august. Cel mult se vor coace în luna iunie sau care-s mai la munte numai în iulie cireșele, dar toate și-au vremea lor. Dar există cea mai lungă așteptare, de care au parte și cei ce au murit, cum s-a spus martirilor. Li s-a dat o haină și li s-a spus să aștepte. Să așteptăm până va veni împărăția lui Dumnezeu. Este cea mai lungă și este ultima așteptare. Evreii aveau nominalizarea aceasta în scrierile lor. Scrie despre Iosif din Arimatea că aștepta împărăția lui Dumnezeu. Scrie despre Simon, cel care a luat pe Domnul Iisus în brațe și l-a binecuvântat, Luca la capitolul 25, aștepta mânghia lui Israel. Ana, versetul 38, a vorbit despre Domnul Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Important asta. De fapt, ce așteptăm noi? Câteva aspecte care se vor adeveri atunci. Scrie în Daniel, capitolul 9, versul 24, și cum vă spuneam, făcând relație cu ideea anterioară, e o vreme rânduită pentru toate. 70 săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de lege, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedenii și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să așteptăm, să dorim această stare de neprihănire, în a nu mai greși, în a trăi ca sfinți, cum scrie și în Galaten, la capitolul 5, versetul 5, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Și această așteptare este detailată și în Roman la capitolul 8. Pentru că noi trăim în robia asta a stricăciunii. Suntem atât de vulnerabili. Tot în jur este degradabil. Roman 8 cu 19. De asemenea și firea așteaptă, natura ar vrea să fie eliberată. Cum spune fratele Dionisie Giucici, firea, forța materială va fi iar eliberată în odihna cea reală, unde nu e oboseală, în curând va fi schimbată. Și natura înflorește iarăși după iarna dură și aceasta dovedește viața care e în natură. Iar pădurea se curală, paradisul cel pierdut, a înverzit ca întâia oară o nespusă primăvară, cum era la început. Și scrie tot aici, în versetul 23, noi, care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Căci nădejdea aceasta a fost mântuit, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu se mai poate nădăjdui. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Să se schimbe trupurile noastre, cum scrie și în Filipeni 3, că el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale.
Așteptăm, cum scrie și în Evrei 11 cu 10, cetatea să se așeze în noul Ierusalim, cetatea care are temelii veșnice. În fond, nu așteptăm numai o stare binecuvântată și viața veșnică, cum zice și la Iuda, așteptați versetul 21, îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Noi, de fapt, în prim plan, așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Zice la Filipeni, capitolul 3, versetul 20, dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. În aceeași idee, 1 Tesaloniceni 1 cu 10, și să așteptați din cerul pe Fiul Său care l-a înviat din morți pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare, sau Tit 2 cu 13, face o afirmație similară, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, pe care scrie și 1 Petru 1, că-L iubim fără să-L vedem și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Ce va fi când îl vom vedea pe nori, pe Domnul nostru? Cum îl vom privi? Cu uimire, cu dragoste. Să-L așteptăm cel puțin așa cum scrie la Psalmul 130, versetul 6, că despre așteptarea Domnului se scrie aici. Sufletul meu așteaptă pe Domnul. Evident că asta se poate referi și la așteptarea unui răspuns sau unei vremi potrivite, dar cel mai mult trebuie să așteptăm împlinirea tuturor vremilor și eliberarea de orice problemă, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, pentru că trăim în noapte, frați și surori. Și când așteptăm pe Domnul, așteptăm ziua. Dar să așteptăm cu răbdare. Cum scrie și Iacov în epistola sa, capitolul 5, versetul 7, făcând o comparație cu un agricultor. Fiți dar îndelung răbdător fraților până la venirea Domnului. Lucrarea așteaptă, roada scumpă a pământului. Dar până să fie roada, el știe ce are de făcut în grădină. Versetul următor, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Și acum este și mai aproape. Așadar, să știm ce așteptăm ca să ne crească entuziasmul. Și să știm că cu cât este așteptarea mai lungă și în condiții mai grele, împlinirea va fi mai bogată, mai minunată. Aș vrea, dragii mei, în final, să vă spun ceva despre timpul așteptării și despre felul așteptării. Fie că e vorba de un răspuns la rugăciune, de împlinirea unei vremi, de căsătorie, de izbăvire, de a fi cineva eliberat, a se împlini o lucrare, a se întoarce cineva la pocăință și câte nu așteptăm noi. Ar fi cineva în seara asta aici care mă ascultă fără să aștepte ceva? Cred că nu e nimeni care să aștepte numai una. Toți au mai multe așteptări și dorințe. Starea în care trebuie să așteptăm este foarte importantă. Mi-amintesc de unele vedenii în care Domnul arăta că unii așteptau să fie scoși din cuptor, dar încă nu se curățase zgura. Alții așteptau să fie dat jos de pe cântar, dar încă nu bătea cântarul cât trebuia. Și nu poate să iasă fluturile din găoacea lui înainte de vreme, că nu mai zboară. Trebuie să se mai chinuie acolo. Spune Solomon în Cartea Proverbele, în capitolul 10, versetul 28. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Ascultați-mă. Să nu vă pierdeți răbdarea pe drum ca evrei, căci cu cât așteptați mai mult, cu atât bucuria va fi mai mare. În schimb, scrie în 11 cu 7, așteptarea oamenilor nelegiuiți este limitată. Așteaptă în zadar, așa ca mama lui Sisera, războiul cu ei acasă, n-a mai venit în viață.
Versetul 23. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Ce să aștepte? Așadar, dragii mei, să ne așteptăm oricum, ci cum vă citesc din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbând venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerese vor topi de căldura focului, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, observați de trei ori, se repete expresia aștepta sau aștepta. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Că Dumnezeu ar putea împlini 1000 de ani ca o zi, o zi ca 1000 de ani, dar are motivele lui să aștepte ca să mai vină și alții la pocăință. Așadar, să fie o așteptare într-o condiție corectă, plăcută Domnului. Ce neînțelept ar fi un elev sau un student care așteaptă nerăbdător să fie scos la răspuns și el nu-i cu lecția făcută. Fie pregătit și atunci, oricând ar veni examenul, el va fi biruitor. De aceea vă amintesc și cuvintele Domnului, scrise în Luca, capitolul 12. Și vă recomand să fim într-o așteptare activă, pentru că Dumnezeu vrea să nu ne găsească nepregătiți. Și timpul până la o lucrare, de fapt, e rânduit pentru altă lucrare. Nu există la Dumnezeu timp pierdut. Numai că noi uneori vrem să sărim peste anumite lecții, peste anumite activități și ele trebuie să luate la rând. Poate uneori suntem precum copiii, vrem să sărim direct la prăjitură. Nu ne-ar fi sănătos numai prăjitura. Trebuie să mâncăm și preparatul de bază și apoi va veni și rândul desertului. Luca 12, de la versetul 35. Starea așteptării. Mijlocul să vă fie încins și făclirea aprinsă. Și să fie ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul să se întoarcă la nuntă, să se deschidă îndată, pe fază. Când va veni și va bate la ușă? Fericit de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune șa de la masă, se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, fericit de robia aceea de că îi va găsi veghin. Versetul 40. Și voi fiți dar gata că și fiul va veni ceasul în care nu vă gândiți. Și dă exemplu cu doi robi. Unul credincios și altul necredincios. Cel credincios este în orar. De aceea, dragii mei, să ne silim tot timpul, aceasta este o așteptare corectă, să fii în orarul voiei lui Dumnezeu. Pe când celălalt necredincios, zicea el, versetul 45, stăpânul meu zăbăbește să vină. Interesant sunt oameni. Fie că vor să vină mai degrabă decât e vremea potrivită, fie că spune, nu vine nici atunci când târzie. Mulți au anticipat venirea Domnului și calculele au fost greșite. Alții nu datează nici pentru ceasul și ziua aceea. Vor spune, nu, că vine mai târziu. Și între timp, în loc să-și facă treaba, scrie aici că necăjesc pe alții, mănâncă, beau, trăiesc fără folos. Stăpânul robului acelea va veni în ziua în care nu se așteaptă. Vă rog, rețineți. La unii le spune să fiți ca niște oameni care așteaptă și alții nu așteaptă, nu se așteaptă. Deci, a ști să aștepți înseamnă să fii pregătit, să fii doritor, și să lași pe Dumnezeu să aleagă vremea potrivită pentru fiecare lucrare. Eu vă doresc să scriem Psalmul 20 în finalul expunerii, dar dacă Dumnezeu vă mai ține la rând și o fi altă listă de priority, asta rămâne de văzut.
să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele. Să vă binecuvinteze Domnul, să vă dea îndurare, să vă dea har și să așteptăm într-un mod binecuvântat pentru ca atunci când se va împlini lucrarea cerută, dorită, rânduită și mai cu seamă venirea Domnului, să fie o bucurie neștirpită. Amin.